că ăștia pleacă și se duc la mine acasă. Au să vadă Ateneul, piața mare. Ei, ce le pasă? Numai eu rămân aici ca prin sferile cerești să mă chinuiască dorul după tine, București. Vine el la București, București, București. Și eu încerc să-l interpretez pe Constantin Tănase. Am venit la machiaj cu poza care am când l-am interpretat prima oară pe Tănase, acum 50 de ani. Că merg pe 79. Am venit cu mare dragoste. În primul rând, îmi place să concurez. Și văzând show-urile de aici, mi-a dat senzația unui spectacol de revistă. Și nu pierd nicio ocazie ca să mă verific. Tot timpul ca actor trebuie să te verifici. Sunteți superb așa. Ar fi bine să vă puneți hăinuța. Ar fi bine, da. Stați să vă ajut. Nu, 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 scuzați. Nevoie, doamnă. Vă rog. Nu simt nevoie de ajutor, doamnă. Nu, să rămână, mulțumesc. Plăcere. Imitațiile au fost o pasiune pentru mine. În facultate imitam profesorii și imitam actori. M-au chemat doi mari autori și au spus: tine, vrem să te lansăm, ce știi să faci? Și am zis: doamne, știu să râd. Și am început să râd. Știu pe cineva în această seară, pe domnul Ciucă. Deci eu mă plimb după domnul Ciucă. Maestre, dați-mi voie să vă strâng mâna. Un colos ca dumneavoastră, are teamă de cineva? Nu, 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 nu. Deci nu sunt colos și am teamă de toată lumea. Da, e bine așa. Sunteți superb așa, foarte frumos. Dragă, dintre toți îmi place Delia. Ia-ți mireasă ziua bună. Îmi place, o admir ca virgulă cântăreață și orice mi-ar spune, în general cu femeile, eu nu mă cert, le dau dreptate. Știi, gândeam să avea o vorbă, tu ai dreptate și am liniștea mea. Aplauze pentru Mihai Ciucă! Lume, lume, ia uite aici costume! Care de care mai bosite și sărăcăcioase! Asta-i celebra garderobă pentru cupletului Tănase! Haina funcționarului, vesta pensionarului care trage dar ponoase și gambeta lui Tănase. Tănase, numai Tănase, e întotdeauna vesel și ghiduș. Tănase, numai Tănase, când apărea la cărăbuș. Băi, mitică, băi, mitică, nu te lăsa, nu te lăsa. Păi până când o viață amară, bă, și muștarul că o să-mi sară. Că mi-a ajuns la oscuțitul, mă, preumblați toți cu ciorditul, mă, și tot mande e tâmpitul. Dar ce credeți voi, mă, că statul e moșile lui tactul? Că vă bag în tremurici până aici. Bă, de prim-ministru Stan sau Bran, eu rămân tot un golan, mă. Mă, sânge rău, de ce să-mi fac, mă, că tot un drac, mă. Ei mănâncă pere moi, tu n-ai bani de usturoi. Păi criza asta cât o să ții, mă? Mă, nu o să ții o veșnicie, mă! O să ții până crap și cu asta gata, scapi! Bă, eu sunt de acord cu tine, mă, că așa cum e nu este bine, mă! Că părăluțele-s puține, impozitele-s cai se ține și criza ți-a, pardon când vine, chiar și izmara de pe tine, dar tu chiar, bă, și fără ea, nu te lăsa, nu te lăsa! Când văd fete de tot felul cum le saltă mijlocelul, sal în sus ca un resort, mitică, nu mă las nici mort. Băi, dragostea, după părerea mea, trebuie să se petreacă așa. Bonjour, bonjour, comment ça va, taratata, merci și pa! De te ia vreo nebunie să ajungi cu ea la primărie? Băi, nu te lăsa, nu te lăsa! De ce să o iei cu cununii, mă, când poți să ieși cu chirie? Asta da filozofie. De ce să o iei, mă, că ce ai văzut în prima seară, a doua seară o vezi iară? N-are nimic altceva. Bă, nu te lăsa, nu te lăsa. Bă, un bărbat care-i însurat. Este un lucru constatat, este un bărbat exclus și totodată un bou în plus. Nu, nu. O spunem asta între noi, suntem aici atâția voi. Bă, care-i burlac, halal de el, bă. Nu te lăsa, bă. Rămâi visel. Și oricât te-ar convinge ea, bă, nu te lăsa, nu te lăsa.
Ce să mai zic? Bravo! Bravo, 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 bravo! Ne-am purtat înapoi în timp. A fost fără greșeală. Pe mine nu m-a dus cu gândul la Tănase, pur și simplu mi-am adus aminte de filmele cu Birlic, pe care le-am cumpărat de acasă. Spiritul interbelic nu a murit. Am reținut cucu și nu te lăsa. Domnul Mihai Ciucă, eu sunt pasionat de Constantin Tănase și în momentul în care ați intrat, m-am uitat, în primul rând, la gestică. O părerea mea a fost absolut impecabil. Intonația era excelentă, accentul era acolo, ochii erau de acolo și o să spun o chestie. A spus la un moment dat Demrădulescu într-un interviu că singurul mare regret pe care l-a avut și un regret al mamei lui este faptul că nu l-a lăsat să meargă la Tănase atunci când Tănase s-a dus în turneu la Râmnicu Vâlcea. Și el a fugit de acasă, Demrădulescu, și s-a dus la teatru și n-a apucat să-l vadă pe Tănase decât printre picioarele cuiva. La un moment dat s-a strecurat și l-a văzut, era la finalul actului 2 și a trăit cu toată viața cu acest regret că nu l-a văzut pe Tănase. Sunt convins că dacă ar fi trăit acum Demrădulescu și v-ar fi văzut pe dumneavoastră, parțial ar fi fost împăcat, pentru că mie mi s-a părut că a fost excelent și că aproape l-am văzut pe Tănase. A fost un moment minunat pentru care vreau să vă mulțumesc și eu foarte mult. Chiar dacă unii ar fi șocați, mie mi-a plăcut. Mie îmi place foarte mult perioada interbelică și din punct de vedere muzical și vestimentar și îmi plac și mașinile din perioada aia, îmi place totul. Mi se pare una dintre cele mai interesante perioade ale umanității sau, mă rog, ale României, ca să zic așa.